găsit-vă spre Mari Surle, o nouă ediție a podcastului Altă Întrebare. Împreună cu Bogdan Benanul avem ca invitat pe domnul avocat Radu Marinescu, consilier local de asemenea. Bun venit la Altă Întrebare, domnul Marinescu. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Domnul Benanul, ca de obicei, preluați dumneavoastră seria de întrebări, că după aceea intervin eu. Niciodată nu faci și tu o prezentare întreagă așa, a invitatului. Cum să mereu, trebuia? Mereu mi-o pasez. Tu ești pasator. Da, eu sunt pasator. Deci, eu sunt atacat. Da, putem să tăiem și să faci tu desiderea dacă vrei. Da, să dragă, nu mai tăiem nimic. E, cred că, prima zi de campanie electorală azi, păi, nu? Oficială. Astăzi. Oficială, da. De azi noaptea a început, da. De asta spuneam că o prezentare a invitatului Radu Marinescu ar fi inclus și postura lui de consilier local al PSD și viitor consilier local al PSD, pentru că... Știți dumneavoastră că... Nu e locul 4? Cu locul 4, nu? Da. Locul 4. Acum se spune că introducerile de scurte sunt cele mai eficiente. Deci, până la urmă, Marius a prezentat pe scurt. Da, așa e. Locul 4 pe lista de candidați. Un loc super eligibil. Un loc bun, un loc eligibil, sperăm. Noi sperăm la rezultate bune. Unde, chiar unde se opresc oare locurile eligibile ale PSD-ului anul ăsta? Ambițiile noastre sunt destul de mari pe măsura chestiunilor realizate, zic eu, în comunitate și sperăm să luăm un număr cât mai mare de consilieri. N-aș vrea să fac o apreciere numerică, dar sper să fie unul... Nici celelalte partide nu-și doresc un număr cât mai mic. Asta cu siguranță. Dar, să zicem undeva la 13 locuri, Marius? Păi, sunt 27 cu toți. Da. Deci... Eu știu că vor să depășească 50%, deci vor 14 locuri. Sau chiar 15. Sau chiar 15. Deci obiectivul este să aibă majoritatea PSD-ul. Adică să nu aibă nevoie și de alt partid pentru majoritatea simplă din Consiliul Local. Bine, aici, dacă îmi permiteți o remarcă, am avut o colaborare bună cu Partidul Ecologist, am făcut o formulă de guvernare locală eficientă. Partidul Ecologist deja s-a vărsat în PSD, ca să zic așa, nu mai există. De la apropierea de idei până la o integrare politică, da, s-a realizat și acum în formula aceasta politică a noastră inițială și amplă a PSD-ului, sperăm să obținem un număr de mandate care să ne asigure majoritatea, pentru că sunt proiecte, doamna primar are proiecte semnificative și atunci sperăm să aibă și majoritatea care să le susțină. Succes! Dar, da, bun, eu ziceam că e prima zi de campanie electorală, noi sigur nu ne-am ales omul potrivit pentru audiență politică, pentru că audiența se face cu scandal, se face cu înjurături, după cum am văzut chiar azi noapte, acolo în războiul afișelor, spre dimineață, deci omul nostru nu era Radu Marinescu pentru așa ceva. Deci ai urmărit ce s-a întâmplat azi noapte? Sigur, da. Orice campanie începe cu temperaturi înalte. Da. Așa că vreau să vorbim un pic despre despre avocatură, despre justiție. Sunt și subiectele la care cred că se și pricepe cel mai bine domnul Marinescu. O leg un pic și de calitatea politică a dumneavoastră și o să vă întreb așa, dacă la toamnă, de pildă, o să se ivească pentru noastră oportunitatea de a promova politic la București, într-o postură legislativă, poate chiar executivă, deci în Parlament sau chiar la Guvern, ca și secretar de stat, mă gândesc. Spuneți-mi care ar fi proiectul dumneavoastră de lege care să vizeze justiția, acolo unde scârțe ea cel mai tare. Acolo unde cred că vă și doare. Sunteți avocat și avem și privilegiul ăsta de a dialoga cu un avocat foarte bun. Eu vă știu din pledoare. Da, mulțumesc pentru apreciere. Aș reveni puțin la ce spuneați înainte. Ar fi bine dacă s-ar schimba un pic paradigma asta și electorală și ar deveni cu adevărat captivant o discuție despre idei, despre proiecte, mai puțin de temperaturi stradale, așa, deci
Mai ales că, așa cum vă spuneam, noi avem proiecte serioase, au fost implementate proiecte serioase în, în comunitate și poate despre ele ar trebui în primul rând să, să discutăm. Întrebarea pe care mi-o puneți vizează tot o componentă politică. Dacă absolut. Se va întâmpla ceva sau nu, asta va stabili cu, cu siguranță organizația politică din care eu fac parte și indiferent ce, ce hotărâre s-ar lua, sunt convins că ea va răspunde unor obiective politice în primul rând. Dar discutând ipotetic despre ceea ce s-ar putea face într-o, într-o astfel de situație pe coordonata justiției, sincer, sunt multe de făcut. Din perspectiva unui avocat, poate cea mai importantă chestiune legislativă de abordat ar fi însăși legea avocaturii. E o chestiune care se discută de foarte mult timp în, în profesie, necesitatea modernizării legislative. Noi avem o lege 51 din 1995, adică o lege, deși segmentul ăsta al profesional al avocaturii e văzut ca unul de avangardă în, în societate și intelectual și legislația noastră e un pic retrogradă, să zic așa, e din 95 și corespunde unor situații de fapt și, de, și sociale un pic depășite, deci o urgență pentru avocații ar fi, ar fi legea avocaturii. E interesant ce spuneți, pentru că în Parlament știu că au fost de-a lungul timpului avocații celebri și avocați de succes. N-au încercat sau nu, nu a fost un interes pentru ei să, să umble la această lege? Sunt juriști de, de remarcabili în, în Parlament. Au făcut, au avut inițiative, au avut colaborări cu, cu Uniunea, s-au adus niște modificări legislației, dar au fost mai mult sau mai puțin niște patch-uri așa aplicate pe vechiul corp legislativ. Și atunci ar trebui să venim cu o lege nouă, efectiv. Se lucrează la ea, este în atenția Uniunii, dar sigur va avea nevoie și de, de susținere legislativă. Și atunci... Cine lucrează la ea? Uniunea Națională a Barourilor, structura noastră profesională, care o gândește din perspectiva modului de organizare profesională, dar fiind o lege, ea trebuie să fie susținută în Parlament. Faceți parte din echipa asta de lucrători? Eu fac parte din echipa Baroului Dol și fac parte, să zic așa, din think tank-ul care a propus niște modificări personale, am conceput, dar nu numai pe, pe legea avocaturii, eu am gândit modificări și pe legislația colaterală, pentru că avocatura nu există așa ca adiabatică, închisă în sine, ci are legături cu întregul fenomen juridic. Și atunci legea 51 a avocaturii are legături cu legislația care se referă la taxele de timbru, notarială, a medierii și am propus modificări pe toate aceste segmente. Un corp de, de modificări care vizează vreo 7 sau 8... Care ar fi cea mai importantă? De fapt, ce, ce-i doare pe avocat cel mai tare ce-i doare astăzi? Pe avocații în momentul de față? Păi îi doare această chestiune a unei legislații învechite în ceea ce privește formele profesionale, activitatea, protecția profesională, interacțiunea cu clienții, plajele profesionale. Foarte mult s-a pierdut din zona profesională a avocaților prin limitări care vizează și, de exemplu, sfera întocmirii actelor juridice, unde s-ar putea colabora mai bine cu notarii, s-ar putea câștiga niște plaje profesionale, activitatea la diverse instituții publice, de exemplu, unde s-ar putea lărgi un pic sfera activității profesionale, activitatea publică în beneficiul cetățenilor, acea avocatură din oficiu care ar putea fi extinsă la mai multe sfere de manifestare profesională. Deci sunt multe chestiuni care în momentul de față îi afectează pe pe avocați. Sistemul de asigurări sociale al avocaților, care trebuie un pic regândit și acolo, e vorba de, de niște norme legale. Deci sunt multe probleme cu care avocatura se confruntă și pe care le-ar dori modernizate. Bine, acum eu cel mai des i-am auzit plângându-se de, de onorariile avocaților din oficiu. Da. Este o, o chestiune și aceasta, dar acum dacă discutăm de problemele profesiei, hai să vă spun o chestiune care, să zicem așa, îi doare pe avocații din, din Craiova, în primul rând. Spațiile profesionale, de exemplu. Acum, ca să leg un pic și cu activitatea mea de, de consilier, voi știți că, la un moment dat, justiția chiar a solicitat Consiliului Local un sprijin și UAT-ul, Unitatea Administrativă Teritorială, a pus la dispoziția justiției niște spații multifuncționale acolo, pentru că, în perioada pandemiei, efectiv, nu se mai putea desfășura activitatea judecătorească. Erau niște norme de distanțare, de, le știți, cele sanitare,
Și atunci a fost nevoie, efectiv, nu știu cum reușesc oamenii aceia de la judecătoria Craiova să muncească în condițiile de acolo. Păi, exact, aici e o problemă. Se eu de câte ori mă duc acolo, mă închin și zic, nu se poate să lucrez în astfel de condiții. A. Mai ales că era varianta aceea cu sediul tribunalului nou care s-a făcut, cred că putea fi extins și să ai un fel de palat al justiției în Craiova, că, de exemplu, Curtea de Apel știu că plătește 20.000 de euro pe lună unde are sediu acum. Adică sunt niște formule care au fost concepute la momentul respectiv ca să răspundă unor necesități imediate. Dar soluția ar fi un spațiu modern, un palat de justiție. S-au făcut demersuri în sensul ăsta. Acolo nu cred că permita disponibilitatea imobiliară a locului. Deci să facă de cele două... de cele două instituții, practic, în același loc. Să facă ce tribunal și judecătoria. Păi mai avea, era loc acolo. Cred că nu prea mai era. Da, bine, aici, dacă este... Bun, e un exemplu, dar e ideal, adică, ce spui. Da. E ideal locație, să ai două... Da. Ca locație, bine, două instanțe, știi, într-o... Dar acum spus că nu trebuie neapărat să fie în centrul orașului. Adică, cum e la noi, de exemplu, că la judecătorie nici n-ai bloc de parcare, la tribunal acolo, nici acolo nu pot să... Acum, iar mă prevalez de dubla mea calitate, să zic așa, și aceea de mă rog, membru în Consiliul Local și politician local, dacă pot să spun așa, și vreau să spun că, într-un fel, sau într-un mare fel, s-a rezolvat problema circulației. Avem autobuze moderne, acum avem tramvai, avem adică, se poate circula. Nu trebuie neapărat să fie un loc în mijlocul orașului pentru un palat de justiție, că se poate ajunge... Vedeți, v-ați să recolegi colegii mergând cu autobuzul la instanță? Știu, eu am reprezentat Baroul Dolj într-un organism european, Federația Barourilor Europene se numește, și am mers la niște congrese europene și am văzut acolo orașe mari ale Europei, că avocații nu se formalizează. Adică nu sunt ca avocatul din limuzină. Că e da, știu serialul, da. Nu. Merg, am văzut că avocații care mergeau efectiv cu mijloace de transport în comun, simplu. Sigur. Deci, în Olanda și parlamentarii merg cu bicicleta. E normal, adică, avocații chiar se duc cu bicicleta la muncă. Muncă adică, și bancherii merg acolo cu bicicleta. Adică, da. E altceva acolo, dar la noi... Încet și la noi se poate, măcar să se meargă cu transport în comun, nu văd o problemă. Important e să ai un spațiu adecvat atribuție de justiție, că nu e așa de simplu. Eu am participat și când au fost ultimele alegeri pentru Barou. Ce m-a surprins pe mine chestia asta, că cel mai important subiect a fost chestia asta cu onorariile din oficiu. Adică chiar atât de greu e să câștigi existența ca avocat în Craiova, de trebuie să... depinzi de sumele alea de acolo? Bun, acum nu trebuie să punem problema de maniera asta, că cei care fac această activitate este impusă prin lege. Avocatura din oficiu este o prestație care este în beneficiu. Da, era cea mai importantă problemă acolo. Adică... De ce? Pentru că foarte mulți colegi sunt implicați în această activitate. Acum trebuie să vedeți în felul următor. Avocatura nu este, din păcate, sprijinită de, să zicem așa, de stat. Pentru că se face și o diferență. E o activitate independentă și atunci ca să rămână independentă nu poate fi o intruziune nici măcar. Dar, uite, tinerii avocați, vă dau un exemplu. M-a întrebat ce îi doare pe avocați. Situația tinerilor avocați, de exemplu. Dacă un tânăr magistrat, în momentul în care ia acel examen, și vreau să spun că examenele sunt comparabile, adică la magistratură sau la avocatură, ca și greutate, complexitate, examenele sunt cam la fel. Un tânăr magistrat are întreaga protecție a statului și susținere financiară și foarte bine că e așa, e remunerat. Un tânăr avocat intră în formele profesionale, la început nu știe foarte multe lucruri să facă până la urmă, dar trebuie să fie plătit și susținut și încurajat și atunci, practic, forma profesională plătește cât îl plătește potrivit competenței sale, e un minim stabilit, dar face și avocatură aceasta din oficiu, de exemplu, ca să și învețe, ca să și lucreze. Cum sunt alții care agrează acest tip de activitate și fac avocatura din oficiu, nu e vorba de a fi greu sau ușor să găsești clientele. Este o alegere profesională. Numai că atâta timp cât ai făcut, trebuie să fii și plătit pentru ea. Avocații de succes, bună, nu interesează chestiunea asta. Asta e puțin. Cât e un onorariu de ședință la avocatura asta din oficiu? Ele diferă. Mă rog, o medie acolo. Câteva sute de lei? Câteva sute de lei, da. 1000 de lei chiar. Deci până la 1000 de lei, da, poate să... Încep să crească, da. Sunt pe tipuri de prestații. Mi se pare că e limitat, adică nu poți într-o lună să ai mai mult, nu știu,
Absolut, e și în funcție de numărul avocaților din oficiu de... Ca sistem de organizare, cât sunt mulți colegi care s-au înscris în această formulă de a presta activitatea profesională, noi asta avem un barem. Eu sunt și în conducerea baroului local, ca și consilier de foarte mult timp și atunci cunosc lucrurile astea și am participat la deciziile adoptate. Și este un barem pe care nu poți să-l depășești. Asta e ca să se democratizeze puțin, să zic așa, la repartizarea asta și colegii să prindă toții repartizarea acestor... Câți avocați din oficiu? Pe de altă parte, o singură chestiune vreau să spun. Indiferent că e ușor sau greu să găsești clientele, mi se pare corect ca dacă statul îți cere o prestație, să deși plătească corespunzător. Așa e corect. Aici e până la urmă problema și discuția. Cât și cum se plătește și la ce se raportează. A trebuit ca să umble și el cumva la sumă ăștia să fie cumva indexate măcar, nu? În Constituție scrie că dreptul la proces echitabil și dreptul la apărare sunt garantate. Și în altă sunt chiar, eu știu, țin de coloana vertebrală a statului democratic, a statului de drept. Ori dacă e atât de important dreptul la apărare care se realizează în esență prin avocat, eu cred că și prestația pe care avocatul o face la cererea statului trebuie să fie remunerată corespunzător. Eu mă mărturisesc că fiind avocat și plecând din zona asta, dacă aș fi într-o poziție în care să pot contribui la luarea unor decizii, sigur că în primul rând trebuie să fii coerent și să fii corect față de formula politică care te-a promovat, dacă te promovați. Și atunci, în primul rând, trebuie să vezi care este filozofia juridică și filozofia de politică pe coordonata respectivă a formațiunii care faci parte. E corect chestiunea asta. Păi, limitele tale de apreciere susții... Ca să supraviețuiască un avocat din oficiu, cred că ar trebui să prindă undeva la 4, 5, 6 ședințe de instanță pe lună. Din ce spuneți? Adică, domnule, dacă pe acolo sunt onorariile, nu știu, 700-1000 adică, de lei, un avocat ca să poată să supraviețuiască, pur și simplu. Adică, asta mi se pare mie. Să ajungă la 1000 de euro, nu? La 1000 de euro, cred că e deja mult. Apropo, câți avocați din oficiu are Craiova? Doljul, Barou? Cred că sunt aproximativ 300 de colegi. Foarte mult. 300? Cred, da. Nu am o cifră. 300 din? Din 800 sau cât? Din 800, să zicem. 700-800, da. Adică bun, și cam jumătate, așa? Păi stai puțin, că sunt și cei care nu practică avocatura, nu? Ei sunt... care nu practică. Bine, am cunoscut opțiunile individuale, dar sunt destui colegi, cred, care sau practică mai puțin, sau au și alte preocupări nu? Care... Da. Știi ce e interesant? E divers. Păi nu, sunteți, dumneavoastră sunteți din corpul avocaților foarte activi. Pentru că, na, nu, la Craiova, cel puțin noi. Știm asta. Oamenii care caută avocați de anvergură, să știu, sunteți 5-6 nume, ce să mai vorbim. Da. Ăștia sunt 5-6-7, ăștia, până la 10 avocați. Da, dar, știm. Repet, rămân la argumentul meu că respectul partenerului instituțional, să zic așa, al Ministerului Public, al instanțelor de judecată, al Ministerului Justiției, în fine, trebuie să fie același pentru orice avocat, inclusiv pentru avocatul păi, care... O luăm de la capăt respectual, trebuie să fie condițiile în care și judecătorii și procurorii și avocatii... Da, până la... Da, până acolo, deci până la respectul statului. Da, pentru profesia asta până la urmă, pentru avocatură. Haideți să vorbim un pic despre respectul pe care îl arată judecătorii, magistrații, de fapt, da? Avocaților. Care mai era? Cum mai sunt văzuți avocații în ziua de astăzi, că o simțiți în fiecare zi? Da? De către judecători, deci de la masa unde se împarte dreptatea. Mă gândesc la o comparație cu vremurile lui Băsescu. Deci acele vremuri sinistre de-a dreptul. Da, acum, încă o dată, eu m-aș feri de etichete generalizatoare, așa, de formule. Pentru că și respectul ține de o reciprocitate, de o poziție oarecum. Eu, ca avocat, am simțit, sincer să fiu, respectul celui care era în fața mea și l-am respectat la rândul meu. Deci eu n-aș putea să mă plâng de faptul că n-am fost respectat de către magistrat sau ascultat. De altă parte, pot să existe situații în care apar asperități, apar dificultăți. E adevărat că rolul avocatului nu este acolo unde ar trebui să fie în societate sau unde este în societățile care au maturitatea sistemului
juridic. Eu am avut ocazia să interacționez cu avocații în străinătate și poate standardul acolo de respectabilitate și de importanță în actul de justiție al avocatului e mai mare decât este în momentul de față la noi. Asta poate vine și din trecutul nostru, dar suntem doar la 30 de ani de un trecut în care autoritatea publică te strigea, avocatura era mai mult formală și astea încet, încet poate trece. Să zicem totuși că o generație de judecători, de magistrați în general, că vorbim și de procurori aici, s-a schimbat. Da, 90 încoace. Acum să nu fi împrumutat metehnele vechi și cei din generațiile mai noi. Nu, mai știm așa niște cazuri pe care le putem evalua. N-aș zice că nu există un respect al magistraților față de avocați. N-aș face afirmația asta. Nu, nu. Sunt din ce în ce mai puține cazurile în care, să zicem, avocații sunt cumva nesocotiți sau jigniți sau... Deci acolo unde se mai resimte așa un pic de aroganță, de superioritate din partea judecătorilor, sunt, să le zicem, da, nu, cazuri izolate, nu? N-aș vrea să generalizez, mai ales că eu cred foarte mult în formula asta. Obții respect dacă impui respect prin pregătirea ta profesională, prin competența ta, prin atitudinea ta. Și automat nu poți să nu fii respectat dacă ești la un anumit... standard. Și atunci ține și de noi să fim respectați, dar bine, ține și de partenerii aceștia în actul de justiție, de magistrații, să aibă pregătirea și experiența și capacitatea de a înțelege rolul avocatului în actul de justiție și atunci să-l respecte ca atare. Aici nu sunt chestiuni subiective, nu sunt chestiuni personale, nu sunt eu contra lui X, e actul de justiție în sine. Eu apăr o persoană, nu mă confund cu situația clientului, că s-au făcut și aici tot felul de confuzii de asta și o anumită mentalitate despre avocat, domnule, apără pe ăla, pe ăla, ce caută, ce nu știu ce, ce... Văd și inclusiv în comunicarea publică, avocații, păi ce, avocații sunt... Foarte mulți tind să asimileze avocatul cu problema unei persoane care și aceea trebuie până la urmă privită cu foarte multă atenție, pentru că prezumție de nevinovăție nu știe așa de ușor ce se întâmplă. Nu prea există la mine chestia asta cu prezumția de nevinovăție. În momentul în care le-au adus la DNA, că tu și gata. Există prezumția de vinovăție. Da, la noi cam așa se întâmplă. Asta ține de justiția televizată, care este foarte... Cam asta a fost în perioada în care vorbea Bogdan. Se spune Bogdan, acolo e o realitate. Nocivă, mai ales din perspectiva aceasta da. A demonizării. Vi se pare de o perioadă aia trecută? Adică... Eu cred că a mai trecut. Da. Eu cred că da. Că știi ce? Din partea aia se spune că practic, domnule, n-am mai văzut spectacole. Deci nu, dar se spune că DNA-ul practic nu mai există. De când a plecat Chiove și s-a terminat. DNA-ul nu mai avem parte de campanii de astea spectaculoase. Pe încă o dată, eu n-aș personaliza chestiunile astea. Încă că o instituție stă în drumul. Nu cred că... Până la urmă, DNA-ul este o structură anticorupție care funcționează și în momentul de față, dar nu trebuie să confundăm componenta de imagine și publică și așa cu ceea ce efectiv este actul de justiție. Nu știu dacă la televizor mai vedem un șir lung de cătușe, nu funcționează DNA-ul, nu funcționează instituțiile. El trebuie să funcționeze normal, fără ca măcar opinia publică să perceapă spectacolul ăsta. Spectacolul e nociv. Eu mă întorc la perioada Băsescu. Acum, nu spuneți că exista un procuror înăuntru DNA-ului, ăla al lui Chioveși, care să-și fi permis să fie în răspăr cu politica instituției. Care politică era, sigur, dirijată de către marele șef de trib. Pentru că... Noi am, băi, am ascultat... Nu, era jucător, da, exact. Era judecător, da, dar era și judecător el. El judeca tot ce se întâmplă în România, până la urmă. Dar am ascultat cu toții cum negocia, nu e așa? Nici nu știu dacă negocia. Cum oamenii veneau la el să-i spună că, băi, uite, o să-i dăm lui Voiculescu, i-am fi dat atât. Dar nu ne-a permis legea. Lasă-mă, că știu eu pe... Da, da. Știi că e și cu celebra aia trebuie că a zis-o cu trei de-ai mei, i-au arestat pe alți trei de-ai mei. Adică la final de mandat atunci. Cel mai știa care da. Se arestau în trei. Da, sigur. Arată, cu siguranță, arată altfel. Deci poza justiției e cu totul alta astăzi. Dar despre procurori? Despre procurori... Repet, nu trebuie sau să mai, nu confundăm nimic și nici nu generalizăm. Nu e cazul, da? Mă refer la
aspectul ăsta care a creat distorsiuni în, în opinia publică, această justiție televizată, în care omul era plimbat așa într-o chestie foarte simbolică prin fața mulțimii și condamnat așa de, pe omul, pe omul politic era, că în general asta omul politic deci, sau, că, eu știu... Era ușor deci, medieval așa scena, știi, că îl plimbai pe ăla să dea lumea Ceaușescu, să dea cu pietre în el și cu... Așa și cu... Da, reziste da, și... Da, da, da. Iar, nu, în ce privește activitatea procurorilor și a judecătorilor, eu cred că ne îndreptăm spre o, spre o normalitate. Adică spre o, o funcționare fără heirupisme, fără exagerări, fără o activitate normală, într-un stat de, de drept. Asta ne, asta ne dorim. Vi se par așa, nu știu, judecătorii, și ei încă se plâng de volumul mare de muncă, de dosare și cred asta. Vi se pare în instanță așa, nu știu, sleiți, uneori obosiți, adică, domne, bun, eu vă știu pe dumneavoastră, aveți niște pledoarii destul de lungi, unele cred că sunt ușor chiar așa, să răspund, nu, miezul loc, zic, cred că e ușor deranjant pentru unii judecători, cred. Da, nu sunt, nu sunt un specialist. Băi, nu, e și, cred că acolo intervine și un pic de invidie, dacă vrei, știi? Că nu găsești peste toți mulți judecători cu cartea domnului Marinescu sau cu cartea domnului Săuleanu. Da, pentru că asta e realitatea. Aici, aici trebuie spus un lucru. Rolurile sunt total diferite. Judecătorii sunt, sunt bine pregătiți. Eu n-am un comentariu de făcut asupra calității judecătorului, numai că și nici nu există vreo invidie, pentru că fiecare are funcțiunea lui în actul de justiție. Eu am rolul de a scoate în evidență pentru clientul meu. Am o poziție oarecum subiectivă. Adică eu caut să maximizez șansele în economia asta litigiului ale clientului meu. Pentru că judecătorul are rolul de a fi absolut imparțial și de a cântări argumentele mele, le pune în, în contrapondere cu parchetul, dacă e cauză penală sau cu alealtă avocat. Deci nu cred că se pune problema în termen de, de invidie. Poate am folosit eu, de... dar nu cel mai fericit termen acolo. Poate nu invidie, dar știi chestia asta și... Ia uite, și asta. Păi, bine, am înțeles cu tare, dar în gândul lui, ia uite la ce mă trimite, iar și la legea elaltă și socorelesc cu elaltă. E, dar câtă carte mai știi, domnul Marinescu? E, e o realitate și, și problema nu e de, nu e de carte aici sau de... Că și pentru judecător, cred eu, consider eu, că este interesant. Și eu plec la prezumția de, de bună credință, zic așa, pentru toată lumea. Adică sunt convins că judecătorul vrea să dezlege efectiv, are și el reprezentarea faptului că acolo e o persoană, e un destin, e... Eu cred că se apleacă cu, cu grijă asupra chestiunii respective. Dar e o problemă de timp, într-adevăr, și de volum. Aici a fost o, o problemă. Pentru că dacă te duci, eu am avut experiența de a merge la instanțe unde, pe ordinea de ședință, erau două cauze sau trei cauze. Și atunci, bineînțeles, că acelei cauze, cauza mea, i s-a alocat un timp considerabil. Și judecătorul a avut și relaxarea, și timpul, și liniștea, și să pună întrebări, să vadă cum este chestiunea. Mâna care are 100 de cauze sau 50 de cauze sau... E adevărat că pe măsură ce trec orele, pe măsură ce e și om, eu vin plin de examenul stau, stau... Exact ce, ce spuneați. Și eu sunt dedicat profesiei și stau ore întregi și construiesc un dosar și fac o pledoarie și, și vreau să o rostesc, să, să o spun. Am judecătorul ăsta și el de, de 10 ore, 7 ore în ședința aia și a ascultat încă nu știu câte pledoarii. Poate acolo apare o chestie omenească, așa până la urmă. Că aici trebuie lucrat. Aici sunt niște... Eu omenește de... și înțeleg. Da. Și presiunea mie mi se pare uneori aproape insuportabilă. Deci la câteva sute de dosare, da? Pe cap de judecător, pe cap de judecător. Plus, mai gândiți-vă și la altceva. Și ei vin acolo, în instanțe, cărând, practic, niște probleme personale. Dar nu, că doar nu au o viață personală perfectă, așa ca în lumea Lucanț. Bun, deci ei vin și ei cu ale lor acolo. Trebuie să le lase la ușă. Bun, de-aia e judecător. Nu dau sentința în ziua aia în care are 80 de dosare. El are timp să studieze dosarul până la urmă, nu? Nu e vorba de asta. Ai timp să studiezi, dar dacă întâlnești, uite, câteva dosare din ăștia pe care le știm și noi. Da? Și, în general, dosare cu, sau cauze cu care se confruntă domnul Marinescu. Aia. Deci nu ține de o ședință, de două, de trei. E un proces care, dintr-un început,
Deci îl vezi lungindu-se un an de zile. În anul ăla vin alte zeci și alte sute de dosare peste. Dar asta e problema până la urmă din justiția română. Sunt cauze de astea care sunt destul de simple, care sunt întinse o perioadă de 3 ani. Adică alea sunt altele. Eu îți vorbesc de dosarele mai complicate. Eu nu vorbesc de alea. Câte sunt alea complicate, cred că sunt 10% din volumul total. Nici aici nu trebuie generalizat. Pentru că sunt cauze acolo, de cauze penale, să zicem, de o deosebită complexitate. Cauze de criminalitate organizată, transfrontalieră, cauze de criminalitate economică, unde desfaci 3-4 expertize ca să vezi detaliile. Astea durează, astea consumă timp. Okay. Mai e o problemă aici. Este o problemă și de specializare, să zicem așa. Adică să ai personalul specializat al justiției care să lucreze pe criminalitatea economico-financiară. Cea da. Care să lucreze pe, să zicem, forme, acum vorbim de penal, că da. Am uh-huh. discuția despre chestiunea asta. Pe o zonă, să zicem, de... Cred că a fost o chestie asta și cu DNA-ul, că trebuia să fie judecător specializat pe corupție. Și a fost chiar o excepție ridicată. Pe corupție și da. La un moment dat s-a ridicat într-adevăr această problemă că la nivelul instanțelor trebuie să fie desfășurată. Era trecut în lege. Era. Ca să nu mai spunem și chestia aia cu 30 de zile care trebuie să judecătorii să motiveze. De acord cu... Dar ce ne facem în momentul în care suntem încă într-o criză de personal în justiție? Nu se vinde statul român să mai angajeze sau? Nu văd aici. Problema aici este un pic nuanțată, pentru că pe de o parte se pierde o resursă importantă din sistem, pentru că există această formulă acum a pensionării la o anumită vârstă, când încă ești foarte productiv, încă ești foarte activ, dar așa este legea, nu poți depășa oamenilor că beneficiază de dispozițiile legale. Poate aici trebuie regândită, dar în egală măsură. Cu siguranță trebuie regândită. Da. Și la procuror și la judecător. Că la procuror care a 48 de ani sau 50 de ani să ieși la pensie. Aici trebuie regândită în ce formulă? Păstrează în sistem. Exact. De remunerația corespunzătoare. Eu știți cum vor lucrurile astea până la urmă. Le văd așa. Adică să-i transformăm ca informatori. Într-o justiție ideală, să zicem așa. Cum ar funcționa lucrurile după mine? În primul rând plecăm de la cea mai trivială, să zicem așa, componentă, dar foarte importantă. Dă-i spațiile corespunzătoare. Uite, asta e condiția de bază. La București, știți că s-a renovat Palatul de Justiție la Pechie, acolo. Da, când intri în sălile respective, sunt atât de frumoase, ai sentimentul că ești într-un spațiu... Și Vila Craiova la judecătorie. Vila Craiova. Te fac ceva și la Craiova. De ce nu se întâmplă? Asta nu se întâmplă. Uite, aici revenim la ce spunea Bogdan inițial, Ministerul Justiției, aici e vorba de... Dar uitați, de exemplu, am văzut acum doamna ministru... Nu să se buce judecătorie, să... Doamna ministru Bucăriu, interesant asta, ca să vedeți ce înseamnă experiența politică, s-a axat pe chestiunea asta cu fugarii. Să aducă fugarii, să-i aducă în țară și să... Da, e o temă de campanie asta. E o temă, a speculat foarte da. Bine problema, sim. Dar alții n-au făcut chestia asta. Adică vreau să spun că a găsit un culoar pe care ministrul Justiției poate să funcționeze fără să fie acuzat că influențează procesul, că și aduce și puncte electorale. Și chestiunea asta, da. Dacă e un calcul electoral, nu discutăm. Bun, să zicem că și a avut noroc de câteva nume mai importante fugite, da? Da. Cum e prințul ăsta, Paul. Da, tot timpul au fost astea nume celebre care erau... Da, în cele administrații nu prea s-au preocupat așa de chestia asta, sau chiar n-au spus-o. Dacă s-au preocupat, n-au făcut-o public, adică n-au făcut-o o campanie, cum pare că face doamna Gorghiu. Acum niște, nu vreau să discut de doamna Gorghiu sau ce, cum comunică public sau cum își prezintă, că fiecare până la urmă că nu, asta o poziție... Nu, experiență la politician. Probabil. Comunică folosind foarte des cuvinte din dicționarul ortopedic. Da. Am remarcat. Ei, nu mai cine nu vorbește, nu greșește. Mai bine să nu vorbească, uite să facă. Doamna, e făcută să facă. Nu să vorbească neapărat. Exemplu, dumneavoastră vorbeați de cazurile complexe. Eu vorbesc din cazurile ăștia, simt, domnule, să doi frați sau trei să înceartă pe o moștenire, da? Domnule, nu e posibil să țin 3 ani de zile un proces de stat. 3 ani de zile? Venim că voiam să vă spun cum văd lucrurile. În primul rând, niște spații corespunzătoare. E absolut obligatoriu ca judecătorul să aibă spațiu necesar pentru a gândi, pentru... Eu când am început profesia, colegii mei care
erau de facultate, deveniseră judecători și erau la judecătorie înghesuiți, lume 5, 6, 7 într-o încăpere mică și cum să lucreze acolo? Erai chemat în cabinetul judecătorului pentru o anumită procedură care se... Pe unde? Ce cabinet? Că, cum stai tu aici, stăteai arbitru judecător în conjurare toate ori, lângă alt judecător, tu stăteai ca avocat acolo. Aia era justiție. Nu e normal așa ceva. Și atunci trebuie plecat de la chestiunea asta. A doua chestiune, de specializare, de foarte bună pregătire, asta se face. Deci, eu vă spun sincer, judecătorii în momentul de față, eu consider că sunt pregătiți, sunt preocupați, citesc, se zbadă. Hai să rezolvăm și chestia. Dar ați văzut presa acestea de ce a spus cu doamna aceea de la Constanța, nu? Bine, acum din mii de judecători sau din mii de avocați. Păi da, dar vedeți că atunci când e un caz de sac celebru și... Păi nu e tot scoate în evidență și... Vin și... De asta e puțin, că eu am vorbit un pic cu domnul avocat acum vreo 2-3 săptămâni despre doamna judecător. Cazul Constanța. Cazul Constanța. Și a avut o teorie credibilă, domnul avocat, pe care vreau să o spune și domnului Pârlea. Că se poate, nu știu, toată lumea a privit așa... Eu vorbesc din experiența interioară. Știți, sigur, tot timpul există un context pe care presa de sigur că speculează. De ce s-ar fi putut întâmpla, practic? Păi uite ce s-a întâmplat ieri, că am văzut, am urmărit și eu. Ca acea judecătoare să deschidă dosarul și să întrebe unde e mortul. Da, deci care a fost împrejurările să se întâmple asta? Pentru că se face un apel de către grefiera persoanelor și există niște automatisme și în actul de justiție. Deci există cutare prezent sau... Dar nu înseamnă că judecătorul nu cunoaște dosarul sau... Uite, ieri, de exemplu, mama uneia dintre victime, Întrebarea a fost dacă a participat la mormântarea copilului. Asta e o întrebare tipică, pentru că există situații, tu nu poți să știi. Tu ca judecător ești golit de orice fel de conținut și le asimilezi la cel... Da, vezi că acum trebuie să știi și cu cui te adresezi unor oameni care... Nu vorbim de procedură. Sigur că nu putem să judecăm cu inima sau cu judecătorul. Se reproșează o anumită lipsă de sensibilitate. E un... Dar judecătorul trebuie să fie sensibil. Aveți dreptate. Pentru că în partea cealaltă este inculpat. Acum vorbim de un caz... Nu poți să fii sensibil. Vorbim de o tragedie în care au murit niște copii. Da, dar pentru judecător, marea problemă... Mai ales că știi că tu ești un lupa... Deci trebuie să ai grijă. Nu există așa ceva. Care era relevanța... Deci cum poți să întrebi? Dumneavoastră, ca mama, ați participat la mormântarea fiicei? Tu trebuie să-ți faci meseria. Păi puteai să fii ceva mai subtil, să o întrebi altfel. Aproape ca un robot. Care era atmosfera în jurul gropii sau nu știu, găseai o formulă, dar nu chestia asta, adică, să pare că... Asta este o întrebare pe latura civilă, cum ar veni, pentru cei care organizează funeraliile, de exemplu. Da. Sunt situații în care, și eu am întâlnit situații în care, doamne, vește, copilul nu a fost la mormântarea tatălui sau... Nu era cazul aici, De unde știi că nu e cazul sau nu e cazul acolo cu întrebările? Eu nu vreau să apăr judecătorul ăla, dar eu știu cum funcționează. Nu știu dacă ați văzut imagine cu doamna când a ieșit de la CSM și a stat 5 minute în fața prezii fără să spună nimic. Mie mi se pare o chestie de asta. Păi, dacă rămâi acolo, ori spui ce ai de spus, ori treci mai departe, dar nu stai pur și simplu. Zierici ce o întrebau și ea stătea așa. În justiție am învățat un lucru. Niciodată nu pot să evaluezi o situație dacă nu o cunosc personal, nu văd cu ochii mei, nu sunt în procedura respectivă, pentru că lucrurile se distorsionează. Eu spun acolo, presa speculează contextul, nu spune tot filmul, ia decât fragment, sigur că da, așa este. Dar totuși, doamna pare puțin ciudată. Puțin ciudată, doamna. Da, e foarte ușor să judecăm lucrurile astea când sunt scoase din context și alimentate așa emoțional. Și cred că și cei de la CSM au greșit că nu i-au retras cumva și dosarul. Adică trebuie să dai dovadă de tact la un anumit, de diplomație, când vezi că societatea e înfierbântată, să o supapă acolo, și... Tocmai asta este problema, că uitați-vă pe domnul Piedone, sau cum îl cheamă, care candidează la... Așa este, da. Și mă rog, să candideze, nu fac politică acum ce spun, dar l-au condamnat, poate, într-o anumită măsură și sub
imperiul emoțiilor. Sigur că așa s-a întâmplat. Păi nu e bine, da, nu e bine. Păi au fost empatici, au fost empatici. Așa este, da, deci nu ești bine, dar presiunea străzii să iei, să faci astfel de... Și aici așa că ești bine, că nu e o presiune. Dar până la urmă și-au revenit. O simpatie față de victime și împotriva băiatului ăsta care a comis și a comis, dar... Nu e bine, ni se pune presiune pe judecători și, să, acum, știi, și nu funcționează. Când te gândești că unul dintre strigătorii ăia din piață, deci din cei care țipau pușcărie, știi, pentru piedone, era unul ca Ceaușescu sau ca Mălin Bot. Da. Păi, lasă-mă să cred totuși că o soluție judecătorească, Domnul Brânam, corectă nu era asta, dar de condamnare. Păi, și cu Ceaușescu. Nu, da, tocmai. Asta da, și spun, da. Care... Iar există un judecător care a preluat starea emoțională din piață și... Care a rectificat ce a făcut judecătorul. Da, păi, ce spune domnul Marinescu? Da, sunt oameni, deci sunt mulți judecători pregătiți, din păcate cred că sunt puțini și cei curajoși. Deci cei care au curaj. Despre asta e vorba. Nu știu numele. Să dea cu ciocanelul ăla judecătorului care l-a eliberat pe Piedmâna. Deci ăla e un judecător curajos. Deci să faci chestiunea asta și să câștigat nu exista un interes de mediatizare a judecătorului care să zicem că a rezolvat corect cazul, da. Nu trebuie să devină vedete. Nu se întâmplă următorul lucru, pentru că momentul în care un judecător face ce a făcut judecătorul respectiv cu piedone, intră automat în maxul presiei și o să iasă, dar cine asta vede? Deci permite el să facă chestia asta. Și o să le ia cu dosarul, cu ăsta. N-ar trebui să intre. Da, bun. Acum, ideea este că justiția nu funcționează în afara societății, nu e așa într-un turn de filde și... Doamna Dragnea Vădare au început să-i găsească, să scoată scheleții, dar cine e doamna asta, ce-a făcut? Dar eu zic că CSM a procedat corect, că nu a luat-o pe urma emoțiilor și eu așa cred. Da, asta e bine. Bună observație asta cu judecătorii, nu, da, într-adevăr că... Noi avocații, de exemplu, să zicem că avem o parte și histrionică așa, și de... Că până la urmă e altceva, dar judecătorul este cel care trebuie să rămână acolo la biroul lui și străin de... Păi ca... Modelul ăsta, de exemplu, ca arbitrii la fotbal, nu? Adică știi că sunt arbitri, cum se spune, prin presa sportivă. Ăsta vrea să fie el, știi, înaintea jucătorilor. Să fie corect, în Franța, până să ajungi judecător, plinești asistent, treci prin alt grad de evoluție în profesie. La noi, parcă prea devreme îi arunci pe tinerișta de 25 de ani, păi, chiar dacă sunt la Segarcea sau la Bechet, la judecătorie... Păi măi, stai puțin. Da. Păi dacă trebuie să iasă la pensie la 48 de ani... Păi asta spun că la 48 de ani trebuie de-abia tu să înceapă să exercite profesia, adică până atunci să înveți, să-ți faci... Aici vreau să vă spun că există la un moment dat. Am auzit. Da, și el gândise un proiect în care selecția magistraturilor să se facă dintr-un corp profesional, deci în principal din profesia de avocat, să zicem așa, după ce tinerii care trec examenul respectiv au parcurs așa câțiva ani de avocatură. Exact. Pentru că e și o maturitate de... Eu știu, biologică, să zic așa. Și sunt dăm urmă, dar și de viață. Da, și de viață, în primul rând, la naiba. Sunt niște idei care se pot... Sigur că nici la noi n-ajung la puntea de apel la 25 sau 30 de ani. Sigur, da. Nu, dar știi că în America trebuie să ai vreo 60. Așa este, da. Ca să ajungi la vârful unei instanțe. Că de-aia în filme apar judecători... În multe dintre statele americane trebuie să ai 60 de ani. De altă parte, dacă discutăm chestiunea asta, trebuie să aveți în vedere că și uzura e mai mare când, ca judecător, exact cum am povestit, stai într-o cameruță de judeci 100-200 de dosare. Păi eu n-o să uit niciodată, vă dau un exemplu. Am avut un dosar la Tribunalul București înainte de a se face clădirea asta la Junior, acolo, unde a fost transformată în... Și era o clădire veche a Tribunalului. Era un judecător care avea o sală improvizată, cred că dintr-o fostă cămară de serviciu sau de... Nu e ceva incredibil, n-avea ferestre, n-avea nimic, avea o ușiță, era ceva pe lungă, așa, și vreo 2 metri de lățime.
poporul mult acolo care au 120 de cauze pe, pe listă, începuse dimineața la 9 și eu mi-am luat cauza, după aceea la ora 5 sau la 6. Ar cineva să facă o expoziție de fotografii din sălile de judecată din România, adică, deci, cred că ar avea un... Și atunci te întreb că omul se pensionează la, la 48 sau 50. Adică, e fug, practic, fug, sunt sătui și gata, la ori, la trenat. Mie mi-a căzut odată, mi-a dat spânul, da? Fostul judecător, în genunchi, printre niște stive de dosar, eu l-am căutat la tribunalul vechi. Cândva scriam pe la adevărul atunci și trebuia să-mi dea o declarație din partea asociației, nu știu care. Băi, și l-am găsit, fusese o inundație în arhivă acolo și au strâns dosarele, înțelegi, și le-au dus pe unde au putut, în tribunalul vechi. Și Nadan Săracu era printre ele, știi? Așa, printre niște munțișori de ăștia de dosare și când s-a ridicat și am zis, haideți, domnul judecător, aici să ieșim și s-a ridicat și s-a împiedicat, înțeleg, că sunt în genunchi. Erau, cum să spun, iar eu, băi, imaginea asta am revăzut-o după aia pe la judecătorie, pe la tribunal, nu știu cum. Adică ce fac așa? Discutăm de instanțe locale, dar la înaltă curte de casație, în încăvirea de pe Batiștei, care de-abia acum e în renovare și dacă pentru ce ai acolo și este cea mai înaltă instanță la țării. Vedeai pe culoare afară niște fișete de alea metalice, da, celebre, pline cu dosare, nu mai aveau găsit mai documentele și să mai... Păi, asta e... Dar digitalizarea a început în justiție. Păi bun, ajungem și la digitalizare. A început? Acum, vezi, uneori un șut așa, într-o parte, te și propulsează în... A fost povestea cu pandemia și cu... Când ne-a ajutat asta, nu? Vrem. Chestiunea asta a impulsionat digitalizarea în, în justiție și a mai impulsionat o chestiune care e foarte utilă, împărțirea ședinței de judecată pe intervale, orare. Adică, cel puțin, ideal ar fi. Care se respectă? Ideal ar fi. Care se respectă. În mare măsură se respectă. Nu se poate încă face, tot pentru că încărcătura de dosare e prea mare, nu se poate face ceea ce ar fi dezirabil, stabilirea cu precizie a orei și minutului timpului fi strigat. Pentru că se consumă foarte mult timp. O mare problemă, de exemplu, a avocaților, în afară de faptul că ne plimbăm între judecătorie la multifuncțional, judecătorie, centru la Patria, tribunal, curte de apel, mai sunt și... Deci dacă vorbim cu astea, înseamnă că aveți dosare, ceea ce e un lucru bun. Da, e un lucru bun. Aici e o ironie care mi se mai aruncă așa, bați-vă mai puține dosare. Aici, în fine, știți că... Sau specializați-vă. Sau ia-ți, bă, ia numai la... Nu. Ia-ți numai la judecătorie. Exact. Vă împărțiți și voi, ăia la tribunal, ăia la curte. Vă rotiți după aia. Da, e chestiunea asta cu plimbatul, care e destul de neplăcută. Peste lucrurile astea trebuie să treacă. Dar explicați-mi, am văzut o revoltă așa la Barou de ori, de ăstea cu... A fost cu tragere la sos pentru președinții de secție de votare, de locțitor. Am văzut un comunicat al Baroului care am văzut și a avut un efect. N-ar fi fair din partea mea să facem comentariu, fiind și candidat politic și... Da? Păi puteți să treceți pentru chestia asta. Da, și nu pot să spun că a fost... Nu vizează, să zic așa, componenta de avocatură. Nu vizează, dar am văzut... Așa, când am... Deci prima dată nici nu am realizat. Doamne, dar ce se întâmplă? De ce fac chestia asta? După aceea am văzut că sumele sunt frumoșele. Deci sumele pe care... S-a contestat modalitatea de repartizare, de tragere. Nu s-au fost niște hotărâri. Adică avocații să le dați la o parte. Da. Da? Da. Păi un judecător, de pildă, putea să ajungă la undeva, deci în perioada așa? Asta, așa undeva la 10.000 de euro cu veniturile, într-o lună. Și cu tot cu... Da, asta da. Spus, da. Deci acolo a fost bătaia, nu? Păi da. Bun, nu, greșesc, adică acolo am calculat eu. Sincer, nu știu. Acolo. 7-80.000 de euro. Repet, fiind candidat... Pentru două luni de muncă? Pentru... Două luni de muncă. Nici două luni. Da. Două luni, da. Două luni, că sunt 30. Așa e, da. Două luni, da. Dar vedeți exact ce discutăm. Sunt mecanisme care reglează toate. S-au făcut contestații, s-au admis de către BEC, sunt niște litigii încă pe rol, nu le-au fost soluționate. Până la urmă, chestiunea asta se va tranșa. Iar calculele sunt calcule. Acum, dacă ăștia sunt remunerațiile stabilite de către stat, sincer, nu găsesc o culpă celui care ar vrea să fie acolo. Numai să fie respectate normele legale. Dacă nu sunt respectate, se corijează prin contestații. Ia spuneți, dumneavoastră, de acord cu pensionarea la 48 de ani?
Păi, repet, aici sunt niște discuții. Nu există răspuns cu da sau nu la chestiunea asta. V-am spus, v-am dat exemplu omului care trudea în cămăruța aia cu 120 de dosare pe zi, pe care nebunești în 5 ani. Deci omul practic era ca mine, nu? Adică el măcar avea condiții grele, adică de asta. Sincer, nu poți să faci calitate. Adică vii noi, e o diferență de percepție. Eu când vin cu clientul meu acolo, e cauza lui și problema mea. Și atunci aștept de la cel care soluționează chestiunea maxima lui atenție. Dar pe lângă mine mai sunt 100. Și ăia așteaptă același lucru. Și omul ăla e unul singur. Și atunci te întreb dacă se pensionează sau nu se pensionează. Bun, hai să corijăm chestiunea asta. Hai să punem o ordine totală în sistem. Dă-i spații, dă-i instrumentar, dă-i, iată, de exemplu, e o lege, poate știți de ea, cu asistentul judecătorului. Un corp profesional foarte interesant, da. S-a încercat chestiunea asta ca judecătorii să aibă niște asistenți care să le facă munca de... Mai ușor. Că să vină la una, la alta, da. Acum și imediat... Adică să nu mai... S-a încercat de către cine? Când? Nu știu, nici eu nu știu. Da. În America, în SUA, din 1970, am constatat cu surprindere, se testează, se analizează, se scrie enorm, pe chestiunea de asistent al judecătorului, inteligența artificială. Americanii din 70, ne-am descoperit că acum în 2020 și sunt sute și mii de studii făcute pe chestiunea asta. În Statele Unite, deja judecătorii de penal au asistenți de inteligență artificială care prelucrează volume impresionante de date, de informații, decizia asta fiind luată de om. S-a făcut un studiu foarte interesant și s-a ajuns la concluzia că oamenii ar accepta să fie judecați exclusiv de către inteligența artificială, sub condiția de a percepe o minimă umanitate, să zic așa, în actul de a-i asculta. Adică dacă robotul învață să te asculte, foarte important în tot mecanismul ăsta psihologic interior al trecerii printr-un proces este să poți să te descarci, să spui, să explici, să justifici. Acolo sunt americanii în momentul de față cu analiza și se pare că se va ajunge la judecătorul robot exclusiv. Avantaje, nu mai punem problema capacității umane să citesc vagoane de le citește în 5 minute, nu? Și atunci poate gestiona 120 de cauze sau 1200 de cauze pe care le citește în 5 minute. Și nici nu pune întrebări tâmpite ca doamna de la Năbodea. Riscul în sens este că e o mașină acolo. E o chestiune. Dar asta ca să răspund ce s-a încercat la noi a fost să dea un asistent uman judecător, să-l ajute în munca lui și în... Și atunci, dacă ar avea, să zicem, o formă de asistență, dacă ar avea câteva cauze pe care să le adâncească în profunzime și ar avea și relaxarea și timpul... Un confort psihic, că despre asta e vorba. Cum are dreptul primarul la consilier și judecătorul să aibă dreptul să-și angajeze 2-3 consilieri asistenți care să-l ajute. Sunt de acord că să-și discutăm, nu-i pensionează-te, spuneți voi, și așa și este, și în străinătate, poate la Statele Unite și la Curtea Supremă a lor, sunt și la 70-80 de ani, rămân acolo, dar rămân din dorința a profesa, de a da maximum din alte condiții. Adică lucrurile astea merg până în mână. Da, noi sigur că acum vorbim, de fapt ne gândim la acea poate majoritate a judecătorilor cu multă, deci multă încărcătură materială, psihică. Da, dar avem și exemplele opuse. Și cele care m-ar determina pe mine să răspund cu da sau nu la întrebarea sunt de acord cu pensionarea asta la 48 de ani. Și răspunsul meu, ca om din societate, ca om de presă, ca om care a avut de-a face cu justiția, ar fi categoric nu, dar sigur că e discutabil. Pentru că eu, de pildă, mă gândesc la acei mulți procurori de ședință pe care i-am văzut cu ochii mei, i-am auzit cu urechile mele. Nu odată, repet. Și al căror dialog, practic, într-o instanță, că și acolo e vorba de un dialog, nu numai de pledoarii, știu că lumea îi vede pe procurori încă așa, ca într-un soi de închizitori, domne, ăștia de fapt condamnă, ăștia bagă la pușcărie. Sunt mulți oameni care încă gândesc
astfel, deci exact, superficial. În opinia, nu e așa. Că, apropo, în paranteză vreau să vă întreb, că nu știu la Craiova, procurorii au coborât de la masa judecătorilor lângă avocați sau da, stau da, tot acolo? Da? Deci asta s-a rezolvat și la noi. Că știu că a început Clujul, acum nu știu câți ani. A început Clujul, aici și, e adevărat că și corpul avocaților a militat pentru această chestiune, care este firească. Da, ăștia... Avocatul apăzării, avocatul apărării. Marius, da, domnul avocat știe. Domne, sunt procurori de ședință care până la vârsta aia, de 48 de ani, trăiesc dintr-o frază, aia. Deci când se ridică, doamna președinte sau onorată instanță, vă rugăm să respingeți cererea, întrucât nu sunt întrunite condițiile noastre. Și s-a așezat. Durează între 15 și 30 de secunde pledoaria reprezentantului statului într-o instanță. Și ăla iese la pensie la 48 de ani cu suta de milioane, nu? Bine, dar să nu generalizăm. Nu, în niciun caz nu vreau să fac asta, pentru că am întâlnit în viața asta și uite că fac... destul așa, destulă, deja vechime în presă, am întâlnit procurori venind din timpurile comuniste, ei, deci învățând meseria asta la Ștefan Gheorghiu, și care pe mine, să știți, m-au impresionat. Da, sigur, sunt foarte deci au fost 2, 3, 4, între care, da, nu pot să dau și nume, și Vasile Dimon, era unul dintre procurorii care știa carte. Da, nu l-ați cunoscut. Și am mai cunoscut știu, din ăștia. Deci nu, în niciun caz, departe de a generaliza. Și mulți procurori care după pensie devin avocați. Dar, domnul Marinescu, da, dați-mi voie să cred așa într-o statistică personală că 8 din 10 procurori de ședință, asta spun toată viața în instanță. Deci cele două fraze clasice. Cred că e exagerat. Bun, poate exagerat. Cred că este exagerat. Mai degrabă sunt cazuri izolate decât... Dar acum și concizia juridică e o calitate și o... Sunt spețe sau situații în care poate nu e mult de spus. Dacă rămânem, să rămânem așa două secunde, oricum suntem pe final. La zona procurorilor. De ce? De fotbal. Aia închidem, să știe. Fiecare, da, podcast se închide cu o întrebare din fotbal, că se pricepe invitatul sau nu, trebuie să răspundă. Da. Dar ce vreau să vă întreb, vorbea Marius mai devreme, de, mă rog, gradul de complexitate așa al dosarelor, că avem dosare mici, dosare medii, dosare complicate. Cum a fost dosarul doamnei primar? Că ați reprezentat-o în cel mai trist moment al vieții ei. Da, un moment... Cel mai nefericit. Un moment complicat. Adică un dosar complicat sau simplu din punctul ăsta de vedere? L-au lucrat prost procurorii sau ați fost dumneavoastră prea buni? Că ați fost o echipă. Păi, parcă nu? Da, am fost o echipă de avocați. Acum, ca și complexitate... Ca principiu, dosarele acestea instrumentate de către DNA sunt dosare complexe ca problematică juridică. Că n-a fost bine făcut, să zic așa, a demonstrat o împrejurare că n-a reușit să treacă la faza de judecată. Și până la urmă s-a finalizat la nivelul parchetului. Au încercat să sesizeze instanța de judecată cu rechizitoriu, am câștigat în camera preliminară pentru că erau grave greșel, să zic așa, de ce privește instrumentarea și s-a retrimis la parchet, s-au anulat toate actele de urmărire penală, plecând chiar de la încălcarea, acolo a fost o problemă de încălcare a dreptului la apărare, că trebuie să dăm de apărare, chiar din debutul urmăririi penale, când am însoțit-o pe doamna primar acolo la DNA, nu mi s-a permis să studiem actele dosarului, să ne facem o apărare efectivă. Și am criticat această chestiune și iată că vorbeai de judecători curajoși, de exemplu. Să nu uităm că era 2006. Să nu uităm că erau momente foarte, foarte dificile și totuși judecătorii au avut imparțialitatea, obiectivitatea de a vedea corect lucrurile, de a nu dispune până la urmă o măsură preventivă. Era perioada când cu foarte mare ușurință se aresta și se... Dacă țineți minte vorba acelui personaj, Negulescu, de la... Portocală. Portocală, care nu știu ce conversație de asta înregistrată sau cum se înregistrau pe acolo,
Termenul era paradelă. Îi spunea, da, și o maimuță dacă o duci la instanță, ți-o arestează că sunt eu procuror, nu știu ce zice el acolo, lucruri de genul ăsta. Deci vedeți cam ce mentalitate... Așa au văzut-o și pe doamna primar? Ca pe o maimuță? Păi tocmai că nu. Arestabilă? Tocmai că nu, tocmai că cei judecători au fost corecți. Nu de judecători vă râzi, mă gândeam la procuror. Adică a fost o țintă pe procuror. Eu spun de Negulescu, că Negulescu eu îl consider un caz izolat. Păi lăsați, nu era izolat. Mai era și un cheșerul care era specializat în dosare de astea împotriva politicienilor și dovadă și cu Victor Ponta că a avut tot la fel dosare care s-au întors împotriva lui și a avut și de cauză fostul premier. Ce vreau să vă spun este că în cazul de care m-ați întrebat, judecătorii au fost corecți. Și asta e cel mai important lucru. Și au fost corecți într-un moment de presiune, să zicem așa, asupra sistemului judiciar. Pentru că nu au dispus măsuri preventive, deși s-au solicitat acele măsuri preventive, iar ulterior, greșelile de procedură în instrumentarea cauzei au fost corijate de către judecători în camera preliminară și dosarul a fost retimis la parchet, s-au refăcut actele de urmărire penală, a durat cât a durat și s-a lămurit că, de fapt, doamna primar nu săvârșise nicio... Asta e limpede că, judecătorii, da, deci că judecătorii au avut curaj să facă asta. Eu mă gândeam, da, eu vorbeam doar de procuror, dar ați simțit agresivitatea aia din partea DNA-ului, adică pornirea lor așa ușor, sălbatică mi s-a părut mie, trebuie să o arestăm, trebuie să o arestăm pe Olguța Vasilescu. Era și nume, e adevărat, poate mult mai popular decât ale altor politicieni care au trecut pe acolo, dar care, din nefericire, au și făcut ceva pușcărie. Dar știți că este cea mai, practic, este cea mai mare victorie politică a unui inculpat, dar politic, da, sau cea mai mare înfrângere a DNA-ului, e fix același lucru. Dar oricum, cea mai mare victorie politică în instanță a unui politician, de fapt, unui politician, da. Așa, împotriva DNA-ului. Pentru că ei n-au ajuns nici măcar în faza de judecată cu acest dosar. Altele, hai să zicem că au trecut, cum a fost cazul lui Orban și alte câteva. 100% este un succes, și un succes profesional, și un succes judiciar. Și acum, pentru doamna primar, nu neapărat un succes în sensul că fiind nevinovată, și când ești nevinovată, faptul că ești declarat nevinovată, dar a fost o întâmplare nefericită că a trecut prin aceste lucruri. Vă aștepta să fie reținută în ziua aia? La orice? Poți aștepta la orice în momentul în care mergi la... Dar ce... Și oricum nu prea știați dosarul. Păi nu. Asta vreau să vă și spun. Că procurorul este mai incisiv sau mai puțin incisiv, dar acum și la ei sunt niște tactici de abordare. Absolut. Dar eu spun un singur lucru. Cât timp respecti legea, nu are nimeni ce să reproșeze nici într-o parte, nici în altă. În momentul în care am mers acolo și am zis, doamne, stai puțin, ca să dăm o declarație, ca să ne referim la niște lucruri, trebuie să avem dreptul la apărare, să putem să vedem și noi datele concrete și să nu vorbim așa, vorbesc voi repede, sau, ci efectiv aplicat la fiecare situație în parte. Anume, nu se poate în chestiunea asta. Și procedura ne permite să studiem, să nu dăm declarații și să studiem, să ne alocați un timp, să nu știu ce. Ei, când au încălcat lucrurile astea, în momentul respectiv s-au plasat într-o zonă de... Deci, practic, s-au grăbit să-i pună cătușele la Olguței Vasilescu și s-o scoată la cameră, nu? Da. Da. Asta probabil că s-a dorit în momentul respectiv. N-au luat în calcul consecințele? Adică se confruntau prima dată cu o echipă de avocați puternici care știu exact ce înseamnă legea în situații din astea? Chiar așa? Păi, nu știu la ce s-au așteptat ei, dar... Până la urmă, în proces, în fața judecătorilor, lucrurile s-au îndreptat spre normalitate. Eu văd în asta o normalitate. E adevărat că în momentul respectiv, în tulburarea aceea publică generată de foarte multe situații în genul ăsta, de acea justiție televizată, de acele heroisme, așa a părut a fi o chestiune extraordinară, într-adevăr. Dar eu o vedeam ca o normalitate. Nu ai elementele necesare, nu respecti niște chestiuni de procedură, nu faci cum ar trebui să faci și să nu să fii sancționat. Eu regret foarte mult că doamna primar a trecut prin
chestiunile astea în care n-ar fi trebuit să, să treacă. Nu trebuie, în primul rând, să fii așa luat pe sus și, repet, cu, cu chestiuni exagerate. Dacă ești chemat undeva, ești chemat, ți se aduce la cunoștință o chestiune, ți se lasă timpul necesar să studiezi, să analizezi, să răspunzi, să lucrezi, așa de să decurgă firesc. Și unde este ceva de, de reproșat până la urmă, o faci profesionist și probabil te ține, iar unde nu este, nu mai faci. Că uite, ajunge în situația în care ți se restituie dosarul și te faci și oarecum de... Cum s-au făcut. Dar e, e păcat că oamenii au trecut prin astfel de, de situații. Păi, nu puteți descrie pe doamna în momentele alea? Era puternic afectată sau bărbătoasă cum e cunoscută? Un om foarte, foarte puternic. Pe mine m-a impresionat atitudinea... Fără lacrimi, fără, nu știu... Nu, nu, pentru că mi-a spus că lucrurile astea nu sunt reale. Tremuriciuri, sunt așa de spaimă. Și trebuie să ne mobilizăm, să demonstrăm că, că nu este așa. Și deci neschimbată. Așa, așa și făcut, da, 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 da. Vă spun sincer că am văzut, poate, să zic, bărbați așa care s-au pierdut în fața unor, pentru că ți-e teamă, ți-e frică, e o realitate, e un lucru omenesc. Da, păi nu știi când stai, că te băgat, adică bun, intri ușor, cum ar veni, dar nu știi când ești. Care, da, sunt lucruri totuși, eu știu, personale, sau, dar am apreciat tăria de caracter și... Și în momentul arestării și a doua zi. A doua zi cum, cum era la instanță? Că a doua zi v-ați dus la mandat. Da, a doua zi am dus la, la mandat. Și era la fel de... A, a răspuns la toate întrebările judecătorului, a explicat, s-a referit la fiecare chestiune în, în parte cu, cu atenție, cu o capacitate de a, de a răspunde și de a se apăra intactă. Deci trecuse într-o noapte neplăcută în, în, în areși, în, în chestiune genul ăsta nu e... Da. Cea mai fericită situație. Dar, până la urmă, iată că justiția a funcționat în, în cazul ăsta. Și a funcționat corect, a exonerat-o de, de orice răspundere. La un moment dat zicea că o să se întoarcă, nu știu, în instanță. Deci împotriva DNA, a denunțătorilor, da, n-a făcut-o? De, sau... Din câte cunoască niște demersuri făcute, unele sunt încă pe, pe rol. Cu daune bănuiesc. Bănuiesc. Da, da, da. În condițiile astea, efectiv, cu, cu daune. Din câte cunosc, sunt proceduri în curs, așa că n-aș vrea să mă refer la, la ele foarte mult, dar este evident că, în măsura în care se vor stabili niște elemente de ilicit, să zic așa, iarăși, justiția ar trebui să funcționeze. Asta e cuvântul pe care îl spun mereu. Și la întrebările voastre, cam asta ar fi unicul răspuns. În justiție să ne dorim normalitate. Să nu fie nici eroi, să nu fie nici victime, să fie normalitate. Ei, acum, eu știu cum, cum vedeți dumneavoastră normalitatea. Mai mai să voi trebuie să fiți vedete, obligatoriu, pentru că fără vedetism, nu știu dacă existați. Că, eu știu, cine, cine te caută, ce client te caută în ziua de astăzi? Dacă ești așa un anonim prin... Sigur, aici, aici, aici reclama, vedeți, nu, nu trebuie reclamă pentru procuror sau nu trebuie reclamă pentru judecător. Există niște agenții ai statului care sunt meniți cu foarte... O, agenții, ce frumos, îmi place asta, da, da. Păi, bine, în termen așa... Trimiși, reprezentanți. Aștia sunt. Acum, în Constituție scrie că Ministerul Public, deci nu trebuie sub nicio formă să demonizăm instituțiile. Noi trebuie să lucrăm cu toții, voi, media, pe linia voastră, noi... Să lucrăm spre îmbunătățirea lor sau spre normalitatea lor. Ministerul Public este reprezentantul și protectorul societății. El când vede o, 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 eu știu, o infecție în, în organismul social, trebuie să intervină și să o pună sub lupa judecătorului. Așa ar trebui, da. Păi, și... Asta deci, domnul avocat, justiția, am înțeles, o să tragem concluzia, cum e pe drumul cel bun. Și eu așa cred. Din, eu, eu așa cred. Așa cum îl simțiți, așa cred, cum o simțiți dumneavoastră pe justiție. Așa, 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 da. Oricum, anii, anii ăia de care am vorbit sunt lăsați oarecum în, în urmă și... Bun, Craiova sub șefia, sub conducerea PSD, e tot pe drumul cel bun, nu? Sau? Acum eu cred că ar trebui să ne uităm în jur și să apreciem fiecare și să vedem diferențele față de momentul de început al administrației actuale și... momentul actual. 2012 era, încă era cam cenușie, Craiova așa. Era, asta, uite, prietenul nostru, Mircea Cancer, are el o, o metaforă așa,
că domnule Urguța Vasilescu a scos Craiova din zona Cenușie. Bun, el e și un admirator, poate mult mai profund decât noi știi, al primăriției, pentru că aș fi avut o angajată la Cuvântul Libertății, da? Cam asta ar fi eticheta, uite, a unui om de presă vechi, mă rog, implicat în viața orașului și așa mai departe. Și domnul Solomon i-a dat. Păi, eu nu zic. Și domnul Solomon i-a dat culoarea. Da, domnule, sigur că i-a dat culoare și joc de picior și chiote și în fine. Da. Domnul Solomon e altă poveste. Da, deși Craiova merge bine și... E un progres al orașului, da. Este evident, e indiscutabil. Da. Adică, indiferent ce... Acum mai crește temperatura electorală, mai sunt discuții, dar... Ce, domnule, ce nu merge bine? Păi nu, asta pe final, Universitatea Craiova, nu știu pe ce drum merge, dar am vorbit cu nimeni, că eu am luat campionatul, vorbesc cu domnul Pârlea. Despre Universitatea Craiova, că chiar nu mă privește. Domnul Marescu a încercat și partea asta de... impresariat sportiv, de management sportiv la un moment dat. Dom'le, de priceput da, știu că se cam pricepe, da. Și dreptul sportiv, da. Îmi place și sportul, și fotbalul. N-am practicat, am jucat basket, dar... Se vede, da. Dar îmi place și... Dar eu am o întrebare clasică. De ce nu luăm campionatul? Bine, acum la înălțimea asta, cred că erați totuși cumva și peste... Ca atacant vorbesc, erați peste Blănuță. Din partea aia la Într-un fel, așteptarea dă și mai multă savoare. A, da? Și probabil că atunci când se va întâmpla... Cam cât să mai așteptăm așa? Că 33 de ani au trecut. Să mai așteptăm cam cât? Păi nu mai așteptăm mult. Nu? Se prefigurează un campionat și... Înseamnă că deja aveți încredere în Gâlcă, nu? Și la Craiova. Eu cred că sunt vreo 5-6 nume de care nu veți mai auzi din vara asta. La... Aici. Da? Eu așa am auzit. E foarte posibil. Haideți să ne vedem și în urmă la... Totuși... A început să fie pe podium acolo. Nu se face nimic peste nouă. Deci aveți podium dacă nu vreți și campionat. Da, dar avem și noi așteptările. Și degeaba câștigi campionatul dacă nu ajungi în grupele care ori fi ele. Nu vreau să discut de componenta asta FCE, CS sau... Dar hai să ne gândim. Putem să discutăm. E o speță juridică foarte interesantă. Adică am avea o oră de discutat de unde s-a plecat, unde s-a ajuns. O știu destul de bine, dar hai să vedem unde s-a plecat la nivel de clasament. Am plecat dintr-o zonă în care ne luptam acolo să supraviețuim și acum totuși suntem pe podium, suntem, adică să vedem și pe momentul ăsta. Eu sper să fie campionat. Și pe ce nu să se salveze la altul ăla, da? Să se salveze, Doamne ferește, cine... Până la urmă, faptul că sunt mai multe echipe, nici nu e o problemă, e efervescență. Suntem ca mari de oraș, Milano... Băi, nu te uita la mine că nu sunt culpa, eu luai campionatul anul ăsta, voi luați, deci pe mine mă mai întrebați peste 9 ani. 8-9-10 ani, între timp luați-l, împărțiți-l cu Dan Petrescu, cu ăsta, cu Șucu, nu mă supăr. Eu sincer m-ar deranja să ia, nu știu, să ia rapid. Aici discutăm de FCSB și Steaua, că și acolo e dihonie. Nu, eu nu discut, discutați dumneavoastră. Eu sunt Steaua și punct. Aia e altă poveste. Ce joacă ei prin garnizoană pe acolo, treaba lui Talpan. Și voi sunteți Craiova. Și pentru prezența la întrebare, vă mai așteptăm. Mulțumim și dumneavoastră. Gata, mă.